Mai multe țări din Europa introduc noi măsuri anticovid. În Marea Britanie, planul B propus de Boris Johnson a trecut de Parlament, dar cu voturile opoziției. Peste 100 de membri din guvernul conservator s-au opus introducerii unor măsuri mai stricte anticovid-19. Boris Johnson s-a confruntat astfel cu cea mai mare rebeliune din partea membrilor partidului său de când deține rolul de premier al Marii Britanii. Și Germania, Italia și Bulgaria au înăsprit restricțiile anticovid. Boris Johnson a reușit să-și impună noul plan de combatere a pandemiei în Regatul Unit, chiar dacă foarte mulți membri ai partidului său au votat împotriva introducerii unor noi măsuri. Mai mult, aceștia au declanșat procedura de schimbare a conducerii partidului. Asta după ce au fost dezvăluite mai multe imagini cu petrecerile organizate de Johnson anul trecut, într-o perioadă de carantină strictă în UK. Cu ajutorul opoziției, legea certificatului a fost în final adoptată. The eyes to the right, 369. The nose to the left, 126. So the eyes have it, the eyes have it. Printre noile restricții se numără extinderea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile închise, condiționarea accesului în cluburi de certificatul verde și introducerea obligativității vaccinării personalului din sistemul sanitar. Even if severity is significantly lower, then the much higher transmissibility of Omicron means it still has the potential to overwhelm the NHS. În Germania, țara care își dorește să introducă vaccinarea obligatorie la nivel național din februarie 2022, autoritățile au comandat destule doze de ser pentru a susține un asemenea efort. Germania se confruntă în prezent cu cea mai mare creștere a numărului de infectări de la începutul pandemiei. De la începutul acestei luni, nemții nevaccinați nu mai au voie să intre în magazine decât în cele esențiale, cum ar fi farmaciile sau supermarketurile. Noile măsuri au stârnit pe cetățeni care au ieșit în străzi. Și autoritățile italiene au înăsprit restricțiile anticovid. Guvernul a anunțat extinderea stării de urgență pe tot teritoriul Italiei până pe 31 martie și a impus noi reguli de călătorie. Toți călătorii din Uniunea Europeană care intră în Italia vor fi nevoiți să prezinte și un test negativ pe lângă certificatul verde. Bulgaria, țara cu cea mai mică rată de vaccinare din Uniunea Europeană, a impus certificatul verde pentru toți funcționarii publici. În timp ce țările europene introduc restricții și impun a treia doză de vaccin, țările sărace nu și-au vaccinat populația nici măcar cu o primă doză. WHO is not against boosters. We are against inequity. Our main concern is to save lives everywhere. It is a question of prioritization. Giving boosters to groups at low risk of severe disease or death simply endangers the lives of those at high risk who are still waiting for their primary dose because of supply constraints. În contextul inegalității împărțirii dozelor de vaccin, veștile bune vin din Africa de Sud, care lucrează acum la dezvoltarea unui nou ser anticovid. Și Pfizer vine cu vești bune. Cel mai recent studiu arată că noul medicament dezvoltat de companie, Pavloxid, are o eficacitate de 90% în a preveni riscul de spitalizare și deces.